asemenea cavalerului de bote din pachetul de tarot, ești energică și întreprinzătoare, ai un caracter pasional și vibrant, ești un lider remarcabil, o întreprinzătoare optimistă, o individualistă autentică, crezi în tine și abilitatea ta de a face față problemelor. Mintea ta este la fel de activă ca și corpul. Tu depui eforturi pentru a rezolva sarcinile vitale cu care te confrunți, pentru a te alătura în mod constant proiectelor interesante și pentru a scăpa repede de munca plictisitoare, de rutină și monotonie. Pe de-o parte, ai un temperament exploziv, ești capabilă de acțiuni teribile, crude, urmărește numai propriile tale interese, ești gata să intri cu capul fără a lua în seamă legile și principiile. Tu ești un maestru aventurier care intră constant în situații neplăcute, creând tot felul de probleme și nenorociri pentru tine însăți. Datorită enormei energii magnetice, ești înzestrată cu capacitatea de influența oamenii, de a-i controla și de a folosi acest dar pentru scopurile tale egoiste. În familie și la locul de muncă, nu poți să asculți opinia altcuiva, totul trebuie să fie subordonat voinței tale, totul trebuie să fie așa cum dorești, așa cum ai spus tu. În sfera materială, totul depinde de eforturile tale personale, sâișurile și coborâșurile sunt inevitabile. Pe de altă parte, ești înzestrată cu un potențial enorm de a-ți crea și realiza visele, dorințele, planurile, ceea ce face posibilă o carieră excelentă, să câștigi faimă și să creezi o viață prosperă și abundentă. Ești înzestrată cu curajul și talentul inovatorului, ai un stoc mare de energie creativă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: deschidere, curaj, liniște. Ești vegheată de războinicul Marte și acest lucru se manifestă în toate sferele vieții. Ai o capacitate de lucru înflăcărată și sexualitate aproape agresivă. Desigur, aici este îngropată rădăcina răului, trebuie să înveți să-ți restrângi impulsurile decisive și să înmoi perseverența excesivă. Ai tendința să te confrunți, dar ești de asemenea capabilă să te scufunzi în calmul de gheață. Dorința, curajul și vigoarea s-au topit și amestecat în tine, rezultând o înclinație spre vanitate, nerăbdare și îndrăzneală. Eficientă și persistentă, vei putea să faci față pasiunilor tale amețitoare și să ajungi la o pace armonioasă în spirit. Perseverența și conducerea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, cealaltă față a monedei, temperamentul fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot dăuna foarte mult. Este mai bine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru viața activă, precum și pentru neliniște. Această planetă este patronul principal al artiștilor, al lucrătorilor medicali, al profesorilor, al politicienilor. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru claritatea ta și lipsa harului. Ești o femeie puternică, care iubește diversitatea și schimbarea constantă a activității și nu tolerezi rutina. Ești un coleric strălucit, cu abilități excelente de conducere. Tu crezi întotdeauna în ce este mai bun, ești activă și energică, inteligentă, cu un fizic puternic. Pentru unii poți părea o creatură naivă. Tu trebuie să-ți urmezi propriul drum în viață, dar uneori ești completă dezorientată. Ești extrem de atentă la punerea în aplicare a sarcinilor urgente, te caracterizează o concentrare profundă în muncă. Destul de ciudat, indiferent de sentimentele și experiențele altora, poți fi foarte populară. Ești iubită pentru dispoziția deschisă și sinceră. Ceilalți apreciază umorul tău care este complet lipsit de răutate. Ești întotdeauna calmă și senină, percepi orice circumstanțe și evenimente.
Acest lucru nu este în niciun caz legat de o filozofie conciliatorie, pur și simplu nu ești prea interesată de ceea ce se întâmplă. Deși ești dotată cu abilități deosebite pentru activitățile sociale, preferi să rămâi singură. Nevoia de singurătate este deosebită de pronunțată în viața de zi cu zi, îți echipezi locuința ca o cetate, ca și cum ai încerca să te izolezi de lumea exterioară. Pentru ca fericirea să fie completă, este absolut necesar ca tu să trăiești într-un loc izolat, îndepărtat. Tu nu diferi în mod deosebit în zel pentru profesia ta. Mai degrabă, dacă vei reuși să ajungi din vârf, te simți incomod, fiind o fire naivă, ești privată de perseverență și hotărâre și fără acestea este imposibil să faci un salt ascuțit înainte. Poți fi mulțumită cu un post confortabil la un nivel inferior, dacă îți promite un anumit grad de autonomie. Pentru funcționarea ta cu succes într-un post semnificativ din punct de vedere social, nu ai suficientă încredere în tine. De fapt, tu poți face față cu ușurință sarcinilor de orice complexitate, dar tu nu crezi în propria ta putere. Acesta este motivul pentru care poți fi totdeauna condamnată la a ezita în legătura cu cariera ta. Am făcut ce trebuia? Această întrebare te tulbură pe tot parcursul vieții. Ești cunoscută drept prieten loial și credincios, partener de încredere și om de familie excelent. Fără efort și timp, tu rezolvi problemele altora, uneori chiar acționând ca mediator între oamenii care doresc să ajungă la un acord. Dar, deoarece ți se atribuie adesea rolul de pilon al ordinii stabilite, pot exista conflicte între aspirațiile personale și chemarea publică. Orientată spre prioritățile pur private, necesiți o protecție constantă a intereselor tale și rar te afli într-o poziție vulnerabilă, fie ea financiară, politică sau emoțională. Cei care caută relații profunde emoționale cu tine pot experimenta o frustrare considerabilă și chiar iritare. Faptul este că ești o prietenă bună, dar odată ce simți amenințarea la adresa propriei tale independențe sub forma legăturilor de căsătorie sau a altor lanțuri, tu dispari imediat. Pentru prietenii sau prietenele tale, care ar fi dorită doar să-și exprime deschis dragostea și tandrețea, o astfel de scăpare pripită se poate transforma într-un dezastru de viață. De fapt, ești destul de emoțională, dar rareori îți dezvălui dorințele, sentimentele și temerile, le-ți ascunse în spatele naivității și copilăriei externe. Nu ești similară cu alții nativi din berbec având astfel de calități, ești curajoasă, activă, ești o femeie puternică, autoritară și activă, trăind de nevoia constantă de a fi independentă. Prin natura ta ești optimistă, generoasă și risipitoare, preferi darurile nepractice. Emoțiile sunt mai importante pentru tine decât bunurile materiale. Idealistă, cu înclinații filozofice, spui adesea ce crezi fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 28 martie soarta ta? Te distingi prin simplitate și naivitate? Îți este dificil să faci o alegere din opțiunile disponibile și să iei decizia corectă. Tu nu vezi obiective clar stabilite pentru tine însăți. Cu toate acestea, ești foarte responsabilă și încerci să-ți îndeplinești cu toată grija sarcina care ți-a fost acordată. În munca ta, nu ești distrasă de nimic și niciun fel de cataclism și surprize nu te vor forța să-ți întrerupi ocupația. Sentimentele și gândurile celor din jurul tău îți sunt indiferente, ceea ce nu te împiedică să fii destul de populară datorită ușurinței manipulării și naturalității tale. În plus, în glumele tale nu există niciodată un singur gram de furie sau răutate. Ai tendința să accepți orice lovituri de la soartă fără a exprima emoții puternice. Chiar și evenimentele pline de bucurie sunt percepute de tine în mod calm și nu încalci echilibrul tău spiritual. Tu nu te distingi prin fatalism, nimic din ceea ce se întâmplă nu te poate afecta prea adânc. Ai toate calitățile pentru a te angaja în activități sociale, dar preferi să nu-ți tulburi liniștea cu problemele altor persoane. Tu consideri că acasă este singurul refugiu de încredere din lumea în schimbare și îl vei echipa cu tot ce ai nevoie, ascunzându-te de furtuni și de vreme rea.
Tu te-ai simți complet fericită dacă ai avea ocazia să te retragi într-un loc uitat de toată lumea și să trăiești acolo. Ești complet lipsită de ambiția de a ocupa poziții de conducere. Dacă ocupi o poziție înaltă, te simți în afara locului. Nu ai absolut nicio ambiție și perseverență în atingerea scopului, ceea ce duce la o absență îndelungată a oricăror promovări la locul de muncă. Uneori, tu însă-ți preferi să nu profiți de oportunitate și să rămâi într-o poziție inferioară, fără a vrea să schimbi nimic și să te simți mai confortabil și familiar în vechiul tău loc. Lipsa totală a calităților penetrante se reflectă în eficiența muncii tale și îți reduce nivelul la medie. În realitate, ești pe deplin capabilă de sarcini complexe și responsabile, dar nu ai încredere în propriile tale abilități. De aceea, uneori ești chinuită de îndoieli cu privire la corectitudinea profesiei alese și la oportunitatea acțiunilor tale. Singură cu tine însăți, treci prin diferite opțiuni pentru posibile evoluții și îți cântărești acțiunile, încercând să determini acceptabilitatea lor. De obicei, ești o prietenă loială și de încredere, care nu eșuează în vremuri grele și nu ești capabilă să înșeli. În viața privată, menții relații pe termen lung și stabile și te ocupi de cei dragi. Adesea îi ajuți pe cei care au nevoie și rezolvi problemele celorlalți în modul cel mai practic și logic. Uneori poți fi aleasă de o terță parte pentru a rezolva probleme controversate sau ca martor la o afacere perfectă, deoarece imparțialitatea și obiectivitatea ta sunt fără de tăgadă. Cu toate acestea, opiniile tale personale pot diferi de opinia generală acceptată și îți pui interesele materiale peste idei și slogane abstracte. Aceste lucruri te ajută să menții stabilitatea poziției tale financiare și să-ți menții echilibrul emoțional. Dragoste și compatibilitate. În relațiile personale ești credincioasă, pasională și iubitoare. Familia și casa joacă un rol semnificativ în viața ta, dar prețuiești libertatea și independența în mod egal. Vei obține mult mai multă plăcere din procesul de curtare decât de la atingerea scopului. Îți place schimbarea și emoțiile luminoase? Prin urmare, dacă relația devine prea netedă, poți cădea în anxietate. Când se întâmplă acest lucru, dorința de diversitate se află în prim plan, iar în acest caz ești chiar dispusă să creezi conștient situații de conflict. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie cu alte semne de foc, leu și săgetător, cu aceștia poți crea o pereche excelentă, în care înțelegerea reciprocă va fi la un nivel înalt. Deși în orice combinație a acestor cupluri ambivor trebuie să-și restrângă pasiunea, astfel încât familia să se dezvolte pe picior de egalitate. O uniune bună și chiar promițătoare poate să fie cu vărsător, balanță și gemeni. Semnele aerului nu vor permite focului să se stingă sau cărbunilor să se răcească, dar trebuie să ai grijă ca focul să nu se transforme într-o flacără imensă. Nu ești compatibilă cu peștii, capricornul, racul, fecioara, balanța și scorpionul. Unii dintre ei nu te înțeleg deloc, iar cu tine nu vor găsi un limbaj comun, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Cu toate că ești impetuoasă, poți fi uneori chiar crudă, acționezi mai întâi iar apoi meditezi, ești egoistă și poți scurta calea către succes pentru a te întâlni cu victoria asupra adversarilor mai puțin norocoși și aroganți. Ești responsabilă și muncitoare serioasă, dar uneori dai impresia unui copil extrem de naiv și confuz, care pare că trăiește orbește. Da, îți alegi mereu propria cale, dar tu nu știi întotdeauna unde poate să te conducă și cu ce va trebui să faci față urmând propriul drum. Tu nu acorzi atenție țipetelor, vanității, nervozității, indiferent de situația din jur, lucrezi liniștit fără nicio distragere. Nu îți pasă de experiențele altor oameni, dar în ciuda acestui lucru, oamenii te iubesc pentru sufletul tău larg, o anumită stare de calm și liniște. În plus ai un umor spumant și în același timp completă lipsită de răutate. Ai un real talent pentru politică și munca socială, dar rareori îl dezvolți,
Pentru că îți place cel mai mult să fii lăsată singură și să nu fii deranjată, să lucrezi în liniște. Cu toată deschiderea ta, apreciez foarte mult posibilitatea singurătății. Pentru pace, consideri că este mai bine să te stabilești în orașe mici sau cel puțin în centrele marilor orașe, deoarece acasă, tăcerea și confortul înseamnă mult în viziunea ta asupra lumii. Casa ta ar trebui să stea în mod ideal în suburbii, în tăcere, departe de drumurile zgomotoase și de mulțimea de oameni. Sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la diverse accidente, deoarece ești predispusă la răni grave. Ești foarte optimistă, medicii sunt neglijați întotdeauna, astfel că prima depresie o poți depăși foarte ușor, tu pur și simplu nu știi ce să faci cu ea. La un anumit nivel, cunoști medicamentul în sine, nu faci greșeli stupide, dacă te îmbolnăvești te tratezi în mod regulat. În ceea ce privește dieta, nu ți se întâmplă să te bucuri de mâncare, pentru că este doar o sursă de putere și energie, dar nu mai mult. Dacă faci sport cel mai adesea îl practici pur și simplu pentru că așa trebuie fără să te gândești la motive. Soarta și norocul. Ai o natură duală. Ce fel de persoană poți fi, în primul rând, depinde de părinți, de familia în care te-ai născut. Dacă părinții înțelepți pot dezvolta aspecte pozitive ale naturii tale și pot elimina cele negative, îți va fi ușor în viață, vei fi fericită. Dacă în copilărie nu vor fi angajați în educația ta cu dragoste și afecțiune, atunci tu va trebui să lucrezi pe sine și să te îmbunătățești. Dacă nu dorești acest lucru, atunci trăsăturile negative date de ursitoare vor crea o soartă nefavorabilă. Totul depinde de alegerea ta. Pe de o parte, ai un temperament exploziv, ești capabilă de acțiuni teribile, cruzime, urmărește numai propriile tale interese, ești gata să sari cu capul în fântână, fără a lua în seamă legile și principiile. În acest caz ești un maestru aventurier, în mod constant în situații neplăcute, tu însă-ți creând tot felul de probleme și necazuri. Datorită enormei energii magnetice, ai capacitatea de influența oamenii, de a-i controla și de a folosi acest dar pentru scopurile tale egoiste. Sfaturi pentru tine. Cu diligență vei rezolva problemele celor dragi și ale prietenilor, dar poți fi chinuită de discrepanțele dintre înclinațiile publice și cele personale. Ca războinică adevărată, cauți să-ți asiguri spatele în toate domeniile vieții, așa că rar ajungi la înghesuială, înșelată sau să rămâi în minoritate. Ești de obicei, pe partea unde se află puterea. Acționează cu precauție și acordă-ți timp pentru contemplație. Programează-ți vacanțe frecvente și încearcă să te cunoști mai bine. Calmează-ți mintea. Golește-o. Nu te mai îndoi de tine însăți. Această atitudine te ține pe loc, încearcă să-ți exprimi emoțiile în mod corect și împărtășește temerile tale reale. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot te depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment, nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur,
Aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cer cei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.